Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri. Și nu înainte vreau să mulțumesc celor care îmi distribuie vlogul periodic. Astăzi am nevoie neapărat și vă rog din suflet să mă ajutați să distribuiți vlogul cât mai mult, pentru că nu se poate ce se întâmplă în această emisiune și ce se întâmplă în spatele camerelor. Înainte de a începe discuția, vreau să vă mulțumesc celor care îmi distribuiți vlogul periodic, și anume Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Percaduță, Nicoleta Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, Mihaela Costel. Sunteți foarte, foarte mulți, Vatmanu, vă rog din suflet, live-ul ăsta, vlogul acesta trebuie distribuit în masă ca toată lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat în spatele camerelor. Vă mulțumesc și pentru live-ul de aseară, unde am fost într-un număr foarte mare. Vă aștept și în seara asta tot așa într-un număr foarte mare ca să vedeți cum au stat lucrurile. Dragii mei telespectatori, știți cu toții postarea pe care a făcut-o doamna Mantea. Este strigător la cer ceea ce se întâmplă cu acești românași și cu aceste ursoaice. Și se pare că au putut să convingă și anumiți telespectatori și au pierdut raționamentul și substratul acestei situații cu descalificarea Alenei. Dacă am ajuns să blestemăm copilul doamnei Mantea, deja este grav. Deja nu mai avem umanitate în noi și am devenit niște fanatici susținând o femeie foarte mincinoasă, și anume Alena. Am uitat esența, dragii mei telespectatori. Alena a încălcat regulamentul de 11.000 de ori ca să aibă amant afară, ca să aibă iubit în casă. Dar sunt foarte, foarte nervoasă, pentru că nu se poate unde s-a ajuns și nu știu cu ce să încep. În primul rând, haideți să o luăm pe rând. Aseară, pe live, a intrat Alena, asta neprihănită. Ce spune familia ei cu o zi înainte, pe live-ul lui Dan Andrei? Că Alena este în depresie și este la spital. Vi s-a părut că este în depresie? Vi s-a părut că a fost la spital? Eu am văzut-o machiată și rujată și râdea cu toți băieții. Și cine a intrat pe live-ul ei? Vreau să vă gândiți un pic. A intrat Dan Andrei, Moise și cu Sorin Rusu. Toți acoliții lui Dan Andrei. Ce spune această mândră? Că ea nu poate să vorbească. Ce să vorbească? Iar să mintă? Tot ce a spus ea s-a combătut cu faptele ei. Ea a mințit până în ultima zi, până în gală, nevrând să recunoască că a vorbit cu Marius pe Instagram și la telefon. Acum, eu stau și mă întreb, cum Dumnezeu, atâta lume matură, să creadă o puștoaică care a venit doar pentru dezmăț în această emisiune? Spuneți-mi o singură faptă pe care a făcut-o Alena și a fost corectă. Dar, dând firul înapoi, am înțeles un lucru. Cine a fost capul răutăților? În primul rând, Alena, și în al doilea rând, Ștefan. De ce? Ieri, în urma emisiunii și după live și ce am văzut pe online, le-am pus cap la cap. Ștefan ieri, știți că gala se înregistrează în aceea zi de multe ori cu luni sau imediat după luni, după duminică. Ștefan ieri a început să plângă. De ce? Că Giulita i-a spus pe față că e fals și că a jucat murdar. Că nici Alena
nu-l crede că a ținut la ea și că totul a fost doar pentru o emisiune și a iertat-o. Acest Ștefan, un mare mincinos, nu vrea să recunoască că a vorbit mai mult cu Aleina, dar știm destul de clar că în gala, când a vrut să pună punct, a doua zi ei au venit împăcați de parcă nici nu s-au certat. De ce? Logic că au vorbit la telefon. Mama lui, care vine în emisiune și spune fiți vocal, iar el îi spune dacă vei fi așa, vom ajunge în finală. Normal că ei și-au făcut planuri pentru a ajunge în finală. Din acest motiv, nici Aleina nu putea să renunțe la Ștefan în emisiune, că făcuse o înțelegere cu mama lui și cu el. Și atunci era dată în gât. De asta i-a spus lui Marius, nu pot să renunț la Ștefan. Ștefan, în urma acuzațiilor pe care le-a primit în emisiune, bineînțeles că s-a plâns la mămica, care mămica lui stă pe live la Românaș și e mână în mână cu Violeta și cu Dan Andrei. Bineînțeles, ce au găsit ei, că vă dați seama, ceea ce am văzut noi a fost înregistrat acum 2 săptămâni, când s-a difuzat postarea că Robi a tras-o în cursă pe această neprihănită care vrea și iubit și, și amant. Și ce trebuie să facă? Ca să vedeți cât de diabolici sunt. Și apropo, vlogul ăsta este destinat staffului. Pentru că acum am văzut foarte multă răutate în online și să le deschid capul și să înțeleagă, să le pună cap la cap și să vadă cine este vinovatul la ceea ce se întâmplă în online. Spun cu voce tare, Ștefan. Ștefan, văzând că concurenții l-atacă și că și-au dat seama că este fals, hai să fac în așa fel încât toată vina să fie la ăștia alalt, la ăștia alalți, la Virginia și la Robi, pentru că a văzut că Robi l-a învățat pe Marius și că trebuie să scape de Robi din emisiune. Și încep și țes această poveste urâtă, neprihănita, nevinovata, că a fost urcată cu forța în mașină și că Robi a făcut-o jocul. Nu, dragii mei telespectatori, nu Robi a pus-o pe această individă și nici Marius. Să-i scrie lui Marius să se întâlnească cu el afară, să vorbească cu el pe telefon și să-i trimită videouri din club. Iar Ștefan asta a căutat, ca toată situația să nu mai fie pe el și să nu mai fie el în vizorul telespectatorilor, că de fapt el a fost cel care a trădat această emisiune, cel care dă informații din casă. Știți că eu începusem să spun că Ștefan dă informații din casă. E, dragii mei, cei din staff, să știți că Ștefan este cel mai mare șarpe din casă. De ce? Aceste zvonuri, repet, au pornit de la Iasmin, admina lui, la Dan Andrei și la Sorin Rusu. Sorin Rusu, care l-a ținut un an de zile și v-a mințit și v-a păcălit. Moise, deci toți concurenții răi care au fost descalificați s-au asociat cu această Aleina. De ce? Cine se aseamănă, se adună. Acum stafful nu mai este bun pentru Sorin Rusu. Nu știu, Sorin Rusu, dacă o să mai pupi vreodată să pui piciorul într-o televiziune. În condițiile în care știi câte mârșăvii ai făcut în spatele camerelor, să-ți fie rușine. Cât tupeu poți să ai. Apare și ăsta Moise, care avea probleme și a fost descalificat fără nicio discuție, și începe și spune că el are dovezi că a închiriat apartamentul. Nu ne interesează apartamentul. Ne interesează de ce această Aleina avea iubit în casă și se întâlnea cu Marius și vorbea cu Marius. Pentru ce femeile astea, gen șervețel, le ridicăm la rang de artă? Cum vă permiteți să o jigniți,
și să blestemați copilul doamnei Mantea. Oare va prăji creierii, curvă răseala? Nu se poate așa ceva. Cum să țineți la o femeie care noi, telespectatorii, am văzut-o de când a intrat în emisiunea asta că a fost cea mai parșivă. Iar familia ei s-a demonstrat a fi la fel de mincinoasă ca ea. Atâta timp când alaltă ieri spuneau că această fată este în depresie și e la psiholog, s-a văzut că ea râde și n-are nicio treabă, și machiată și rujată. Nu mai este limbută, acum e coerentă, n-are nicio treabă. Apoi cât de imaturi să fim noi, telespectatorii raționali, și să credem astfel de speciment. Nu este admisibil. De ce s-a dus direcția în partea asta? Că Aleina a fost păcălită de Virginia, dar ce, e retardă mental? Nu! I-a plăcut să iasă cu Marius. De asta s-a și enervat Marius. Păi mă cauți, îmi trimiți video, filmulețe când te coțăi, în dans, îmi trimiți mesaje și în emisiune te dai lovită și spui că nu mă suporți? Cât de perversă e această femeie și cât de limitați să fie atâta lume și să o creadă pe ea? Că s-a învinețit. De ce n-a fost vânătă de luni? Că duminică s-a întâlnit cu Marius. De ce nu a fost vânătă luni? Nu cumva s-a întâlnit cu Ștefan? Nu cumva au avut niște probleme? De ce a spus Giulita că Aleina i-ar fi spus în casă că Ștefan este fals? Că Ștefan a avut cu ea această relație doar pentru emisiune? De ce Larisa ieri în emisiune a spus Ștefan e deștept, știe ce să facă? De ce? Că știe ce a făcut Ștefan. Și acum, când a renunțat Ștefan la Aleina? Stați și gândiți-le. În momentul când a văzut că este propusă la eliminare și avea două voturi și gata, a înțeles că va fi eliminată, abia atunci a pus punct Ștefan și a început, vezi doamne, să se screme, să îi curgă două lacrimi, conștient fiind că Aleina, gata, pleacă, nu mai am treabă cu ea. Cum este posibil așa ceva? El spune, și Marius ăsta, nu știu cine o fi, unchiul lui, care apare peste tot și spune că a iubit-o. Cum a iubit-o? Când Aleina plângea, el se juca de reporterul și râdea cu gura până la urechi și mânca? Chiar nu vedem realitatea? Și de ce ați ajuns să spuneți că n-au adus dovezi cu camere de la vedere? Dar eu vă sugerez la toți ăștia care ați luat o randeaua să veniți în București cu toții, cu plancarde, și să mergeți pe tot drumul Aleinei, dar vedeți că veți avea mult de colindat pe unde a umblat Aleina și nu numai în seara aia, dreptatea Aleinei. Și vedeți că la colț de stradă vă mai iese câte unul. Cum este posibil să vă joace o copilă care vrea mai mulți bărbați odată? Cum este posibil? Iar Ștefan, atât de pervers, și doamna Mantea, cât îl veți ține pe Ștefan în casă, vă garantez că informații se vor da din casă. Iar Ștefan, tot tăvălugul ăsta, ce se întâmplă în online, este din cauza lui, pentru că el a spus că în emisiune se știe că el este fals. Și ca să nu se mai marșeze pe răutatea lui și pe falsitatea lui, s-a dus direcția și a făcut-o pe Aleina victimă. Dar de fapt sunt doi răutăcioși. Nu zic că Robi și cu Virginia n-ar fi fost cu ei. Dar nu asta e esența. Esența e că ea avea iubit în casă și a plecat să se întâlnească cu Marius și nu era prima dată când vorbea cu Marius. Ea a mai vorbit cu Marius, îi trimitea, repet, filmulețe. De ce nu vedem aceste chestii? Și în momentul când, că de asta s-au enervat toți băieții, cum este posibil că toți știau că vorbește cu Marius, inclusiv Ștefan, lui Ștefan i-a arătat poză când era cu el în pat și i-a zis, o iert. De ce? Că n-a avut niciun sentiment pentru ea. Și acum vedeți
că se dă la Larisa. Dar Larisa și-a dat seama, bă, dar șmecheriști. Ai văzut că pleacă Aleina și acum mă iei pe mine. Acum te dai la mine. Și acum îl veți vedea pe acest Ștefan că face pe nevinovatul și pe iubitul suferind, pleacă. Nu mai sta. Iar eu personal, repet, la Românași ieri, la Violeta, am auzit cu urechile mele când îndemna lumea să intre pe live-ul Aleinei la 8:30 ca să ia fața hate-ului, să vă fie rușine. Sunteți mame. Ce mi-ar plăcea să aveți parte de fete ca Aleina pentru băieții voștri? Să vedeți când vă aduce nepotul negru acasă de la cola. Cum este posibil niște mame de băieți să accepte și să creadă aceste individe care umblă cu 3 bărbați odată? Cum este posibil? Stau și mă întreb. Oare mai gândiți? Sau pentru emisiunea asta, ca să aveți urmăritori, o dați în diverse și ați pierdut, v-ați pierdut viețile? Spuneți-mi și mie o secundă dacă ați simțit că Aleina a suferit. De fapt, este frustrarea Aleinei și a lui Ștefan că Aleina a fost descalificată și lui i-a plecat biletul pentru finală, cum spunea el. Și de aici puneți-le cap la cap, doamna Mantea, staful, și veți înțelege că tot ceea ce s-a întâmplat în online nu este vinovat decât Ștefan și implicit Aleina. Ați auzit-o dumneavoastră pe Aleina cu gura ei să spună că a fost agresată, că a fost păcălită de 2 minute? N-avea ce să caute. O femeie rațională, dar a știut că se vor întâlni. Și așa că un mare dislike, Ștefan. Și am mai văzut un lucru acum. Cei din online postează că pe 24 martie vor fi eliminați Robi și cu Virginia. Ce mi-ar plăcea ca staful pe 24 martie să-l elimine pe Ștefan? Că el a făcut toată mârșăvia asta și acoliții lui. Alin Teodor, Violeta, Dan Andrei, Sorin Rusu, Moise, Aisa, toți care au avut probleme cu staful. Acum sabotați emisiunea și cursul emisiunii. Vă repet încă o dată, doamna Mantea, cât va sta mustață în emisiune, va fi haos peste tot. Și plus că dă informații din casă. Îi scrie mamei lui și mama lui s-a împrietenit cu toți impostorii și dă informații din casă. Ăsta este mustață care căuta cu ardoare susținere din partea fanaticilor. Susține din partea diabolicilor. Și așa că, dragii mei telespectatori, stați și gândiți-vă, dacă Aleina nu era în emisiune, așa ceva nu se întâmpla. Dacă Aleina era o fată corectă, îi punea stop din prima lui Marius, dar ea l-a plăcut pe Marius, dar avea înțelegere cu Ștefan să facă cuplu de complezență în emisiune. Dar plăcerile și le satisfăcea cu Marius. Și părinții ei, mama ei, frați, cum aveți tupeul? Acum 2 zile mi s-a adus la cunoștință că ați intrat pe live-ul lui Dan Andrei și cu avocată, a Iselina asta care ținea cu ursoaica, și ursoaicele sunt, că și-a angajat avocat. Ce să facă avocatul? Să reiasă că avea 2 relații, că era în, se ducea în apartament cu Marius și a doua zi se pupa cu Ștefan. Bravo, Ștefane, l-ai pupat și pe Marius. Bravo ție, așa de șmecheriești și mai și plângi ca o muiere de frică să nu fie eliminat. Ce mi-ar plăcea pe 24 bagajul și acasă? Du-te la Românași pe live
Și stai, îți dai seama ce o să faci tu când vei ieși. Exact ca Sorin Rusu. Acum nu mai este bună emisiunea, e totul un haos în condițiile în care el, ceea ce face Robi și Virginia, făcea și el cu Nicoleta. Și are tupeu să vină și să spună că ce? Că Robi și cu Virginia s-au întâlnit? Păi tu cu Nicoleta nu te-ai întâlnit? La Dobre acasă? Ferească Dumnezeu, fimear scârbă de oameni perverși și mincinoși. Voi cei mai vinovați, voi acuzați pe toți. Așa că, dragii mei telespectatori, stați și puneți-le cap la cap și înțelegeți ceea ce s-a întâmplat. Aleina și cu Ștefan și cu acoliții lor au vrut să vă spele creierii. Au reușit. Dar dacă stați un pic și analizați, veți vedea că lucrurile au stat cu totul altfel. Este inadmisibil să ai iubit în casă. Ea nici nu trebuia să vorbească cu Marius. Dar aminte să se mai întâlnească cu el. Dar aminte să-i mai trimită video și filmulețe când să coțăie în dans. De aici ar trebui să vă puneți niște semne de întrebări. Și de ce românașii țipă în cor peste tot să fie votat Ștefan, că se așteaptă să fie eliminat, pentru că știu ce a făcut Ștefan în această emisiune și că stafful l-a mirosit și concurenții l-au mirosit că este un fals și un mincinos și că n-au avut treabă unul cu altul și mai și sabotează emisiunea și mai aduce și în prag telespectatorii să înceapă cu blesteme și cu jigniri la adresa doamnei Mantea, copilului dânsei și la concurenții din casă. Să vă fie rușin! Dragii mei telespectatori, vă rog din suflet, luați aminte la tot ceea ce v-am spus și puneți-le cap la cap și ați pierdut substratul. Aleina vroia pe Ștefan în casă să se pupe cu el la mișto. Aduceți-vă aminte că ea spunea că nu-i place de Ștefan, că este prea pupăcios, este prea drăgăstos. Dar în schimb, ea era sătulă de Marius Dafar. Și acum aș vrea să vă gândiți, dragele mele mame de băieți, cum ar fi ca Marius să fi fost copilul dumneavoastră și una ca Aleina să facă cu băiatul dumneavoastră ce a făcut această Aleina cu Marius. Îi dădea cald de afară și în casă se pupa cu Ștefan. Oare băiatul ăla ce simțea? Și mai și râdea de Marius în emisiune. În condițiile în care ea se întâlnise cu el. De asta a fost și nevoit Marius să-i arate poze lui Ștefan cine este Aleina. Și bineînțeles că el tot n-a crezut și a mers până în clipa când a văzut că ea are două voturi la eliminare și urmează să fie eliminată. Ca să vedeți cât de pervers este acest Ștefan. Dar mult mai multe veți auzi în live-ul meu din seara asta. 8:30, 9, suntem pe live-ul telespectatorilor. Vreau să stați, să le puneți cap la cap și să înțelegeți ceea ce s-a întâmplat în spatele camerelor și de ce s-a creat această poveste. Ca să se ia atenția de la cine? De la Ștefan? Și de la Aleina. Vezi, doamne, au fost victime. Nu este adevărat. Ei au fost cei mai diabolici și cei mai mincinoși din casă. Iar acum să dați în halul ăsta, în doamna Mantea, este strigător la cer. Veniți voi și luați voi camerele. Aseară a intrat una Kindu și era foarte, foarte revoltată că ea a auzit că a închiriat apartamentul de la prietenul ei cel mai bun. Așa, și de ce n-ai venit cu dovada? Nici până în ziua de azi, dragii mei telespectatori, nu mi s-a trimis acel contract. Atâta mărșăvie în voi. Acum aud că Moise are toate dovezile. Vino. Pune-le pe online. Trimite-le la canal de pe mailul lor. Dar vă spun că n-aveți nimic. De ce n-a fost la poliție? Dacă a fost închestrată, cum spuneți voi. De ce nu cere în instanță?
ceea ce vrea. Pentru că nu există. Cum este posibil a Inselina asta să zică că și-a găsit avocat și să intre pe live să ce? Nu ai voie. În momentul când ești într-un proces, nu ai voie să vorbești. Așa că terminați și nu mai spălați creierii oamenilor naivi. Veți vedea că va aduce dovezi Aleina, Ștefan și acoliții lui, exact cum a adus Larisoica. Aceleași dovezi vor fi. Să vă fie rușine la cei care susțineți și ați țesut această minciună urâtă și grosolană ca telespectatorii să vă creadă. Și mult mai multe veți auzi în live-ul meu din seara asta. 8:30, 9:00. Îmi cer scuze, nu mai pot vorbi, dar oricum, mare lucru nu s-a întâmplat în emisiunea de ieri, decât Larisoica, care este plină de ea acum, că ia cec după cec și se uită acest lucru. Jandarmul, care am văzut că și el îi ține partea lui Ștefan, că el a văzut cât a suferit Ștefan în casă, la hotel. Nu este adevărat, jandarmul este cu Violeta Lăcrămioară. Nu este adevărat, nu a suferit nicio secundă. Fapt că l-am văzut noi în emisiune. Și să screme, să plângă. Să vă fie rușine. Că puteți să faceți lucruri de genul ăsta. Dar ce mi-ar plăcea să vă pună doamna Mantea cu botul pe labe? Să vi elimine pe cei care îi susțineți voi și ați început să fabricați iar minciuni ca în sezonul 2. Să vă fie rușine. Și mai ales tu, Violeta, care spui că ești o femeie corectă. Nu ești fetiță corectă. Nu ești corectă pentru că știi ceea ce a făcut Ștefan. Și ai încurajat a nu știu câta oară minciuni grosolane. Să vă fie rușine. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura. Vă aștept părerile în comentarii și vedeți că pe toate live-urile contra lui Ștefan și a Aleinei vor fi românașii și ursoaicele ca să acopere hate-ul. Nu, să fie vizibil hate-ul. Hate-ul lor să vă fie rușine de oameni, de nimic.